Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mehedinți informează potențialii beneficiari că până la data de 23 martie 2023 inclusiv, centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Beneficiarii acestei forme de sprijin sunt fermierii ce dețin bovine ca și proprietari de exploatație sau proprietari de animale și care se adresează APIA cu o cerere de plată însoțită de o serie de documente pe care le regăsesc pe site-ul APIA. Documentele depuse sau transmise vor trebui să poarte sintagma conform cu originalul, vor trebui să fie semnate și datate de către beneficiari. Suma pe care aceștia o vor încasa va fi de 73 de euro pe cap de vacă adultă, plata făcându-se până la data de 31 decembrie 2023. Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și ghidul solicitantului, se vor regăsi publicate pe site-ul apia.org.ro.